Mugurel Cosmanciuc împreună cu Costel Alexe sunt cei doi băieși păgari foarte faimoși promovați atent de domnul Relu Fenechiu, cel condamnat pentru 46 ani de acte de corupție și acum partener unei soții senzaționale în afaceri cu statul. Cei doi Cosmanciuc și Alexe sunt cea mai bună descriere a liberalismului și păgar care domină Iașul. Tupeul infect, sociopatia și mita sunt singurele lucruri care îi fac pe cei doi speciali. Ciuc este deputat de Iași, iar Alexe este șeful Consiliului Județean. De când băieții lui Fenechiu domnă Iașul, firmele soției foștului Puscăriaș Fenechiu și acumnate acestea au bubuit în contracte cu statul. Firma soției lui Fenechiu, de când e PNL-ul la putere, 2021, are peste 407 contracte cu statul în valoare de peste 4 milioane de euro. Dar să o luăm cu începuturile. La 21 de ani, domnul Cosmanciuc se înscrie în PNL în timp ce face cursurile de drept la o catastrofă de universitate privată la Iași unde Mita era, cum zice un celebru șpăgar, mană cerească. Nu are cum să-și fie obținut licența în drept acolo căș facultatea de drept va fi acreditată abia 3 ani după ce el și-a terminat cursurile. Dar la impostorii noștri astea sunt detalii la care se uită doar fraierii. În 2014 universitatea va fi închisă de guvern. Termină și facultatea și conform cv nu face absolut nimic timp de 2 ani. Lucru care îl face perfect pentru poziția de consilier municipal din partea liberalilor la Iași la 26 de ani. Este acuzat și de incompatibilitate și este forțat de demisioneze după doar 2 ani. În general, găurile în CV-urile politicienilor ascund lucruri care duhnesc ca nemernicie. Așa că am căutat să văd ce a făcut domnul Mugurel în perioada aia. Ei bine, omul a preluat o afacere. S.C. Palora Consulting. Afacerea este a fostului prefect al Iașului, domnul Prisăcaru Vasile Radu, condamnat la pușcărie, cum ești normal, pentru luare de mită și complicitate la luare de mită. În momentul arestării, acesta a spus că în afacere au băgați Relu Fenechiu și Cristiana Domniței, liderii liberali de Iași. Presa din Iași a arătat cum Fenechiu i-a cumpărat tăcerea domnului Prisăcaru. În firmă, pe lângă nevasta prefectului, mai erau încă doi oameni. Cmen Paul Eduard a fost și el implicat în firmă și este acum, în mod senzațional și desigur meritocratic, directorul general ajung la APIA. APIA este agenția aia care distribuie miliarde de euro anual în principal șmecherilor din politică. Desigur, domnul Șmen, Cmen, am vrut să zic, este cinstit și onorabil, și nu a fost pus acolo să protejeze interesele mafioților cu care a fost asociat. Desigur, și el uită să pună în CV orice asociere cu firma Palora Consulting unde a fost administrator. Un alt nume care apare acolo este Haliga Oana, fica celebului domn Haliga Ioan director contabil de la Spitalul de Urgență Iași, care este asociat a fratelui său, Haliga Danioan, un om cu o rețea în jurul său, care i a adus numai în ultimii 5 ani un profit net declarat, mă declarat, deci nu cu șpagă, de 2 milioane de euro. În general, profitul ăsta e din afaceri cu spitale, că doar tăticul lui nu era fraier. Doar o firmă din cele 9 are în ultimii doi ani 666 de contracte cu, dedica, cu cumpărare directă, în valoare de aproape 3 milioane de euro. Sigur este o coincidență și nimic altceva rețea asta de nemafios tăcuți și capabil din jurul domnului Cosmanciuc. Dar să revenim la Mugurel. În 2006, cum v-am spus, era declarat incombatibil și este dat afară din poziția de consilier municipal. Este numit rapid de domnul Fenechiu în Consiliul de Administrație a uneia dintre cele mai căpușate companii de stat la Cetiaș și apoi în încă două sinecuri la alte două companii unde se sifonau bani la greu că doar nu era să rămână mugurel nemufat. Absolut meritat, omul care practic nu a făcut nimic nimic până la 29 de ani și conform propriului CV a fost forțat să demisioneze pentru incompatibilitate, este numit cu zero, zero experiență director la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară. În timp ce Cosmanciuc este la oficiul de cadastru, instituția cumpără, pe un preț de trei ori mai mare decât ar fi costat normal, construcția unui sediu nou, o clădire care aparține coincidență, unui partener de afaceri al șefului de partid al domnului Cosmanciuc, domnul Fenechiu. Fostul ministru al mediului apelor și pădurilor, domnul Costel Alexe, cel care a cerut mită tone de tablă și acum este șeful Consiliului Județean Iași, era exact în aceeași perioadă consilier la serviciu juridic și relații cu publicul tot acolo. Cum ajunge domnul Alexe la vremea aceea un puș de 24 de ani care profesional până în acel moment a făcut doar sondaje de piață și își făcea un master în biodiversitate. Bă, te apucă râsul cu ăștia. Biodiversitate și arii protejate. Cum a ajuns ăsta consilier la serviciu juridic la cadastru? Este o altă minune liberală, demnă de corbarea timpului, căci doar 5 ani mai târziu devine și student la drept și director al, al aceluiași oficiu de cadastru. De menționat este că în timp ce Consiliala Stat, Alexe, mai avea și o slujbă de coordonator pe zona Moldova, termina un masterat și făcea și un doctorat în climatologie și meteorologie, că doar băieții lui Fenechiu sunt toți niște Einstein și nu ne merg nici siniștri. Cozmanciuc își face treaba la cadastru, și după un pic peste 2 ani devine director la compartimentul juridic, la firma pentru care a fost dat afară de pe poziția de consilier local. Firmă care acum nu mai există. A fost redenumită, că doar așa se fac afacerile între oameni cinstiți. În perioada în care el este Dita mai directorul juridic, firma are doi angajați. Soția domniei sale, a fost și ea jurist la aceeași firmă. Cariera soției este cel puțin la fel desiderantă. Doamna Cosmanciuc a terminat zootehnia și, desigur, și ea a făcut o altă bombă de facultate pe bani, tot la drept și apoi un masterat la aceeași facultate. În timp ce își face masteratul, face și un doctorat pe creșterea bovinelor, predă la zootehnie și este cum am spus, jurist la firma mamei soțului pentru un an. O lovește și pe ageniu, și la 25 de ani, anul în care soțul devine director la cadastru, ea devine, ca orice tânără zootehnistă, comisar la garda financiară. Averia celor doi soți explodează. La 31 de ani, domnul Cosmanciuc este numit director la ma de marketing la CETIAȘI, firmă de stat de care sunt legate niște scandaluri uriașe. În perioada în care este director de marketing, mai este și consilier juridic în alte trei locuri, că doar așa e cu munca la stat. Firesc, firma intră în faliment, iar Cosman devine printr-o minune director la o firmă implicată în falimentul cetului. Căci așa e liberalismul ăsta pe se la Iași. Perfect justificat, urmărântarea lui numire este pe un domeniu cu care iarăși nu are absolut nicio legătură. Secretar de stat la Ministerul Mediului și Pădurilor timp de vreo șase luni, în care își face și campanie la greu și după care, firesc, pentru orice apropiat al lui Fenechiu, ajunge deputat în Parlament. Director tot pentru șase luni de la oficiul de cadastru, domnul Costel Alexe, îl însoțește în parlament. Cariera nevestei domnului Cosmanciuc bubuie și ea. La 31 de ani, specialista în pești gupii și în taurine de rasă bălțată cu negru, fina lui Fenechiu, trece pe, de la poziția de comisar la garda financiară la reprezentată a Ministerului la conducerea portului Constanța și a corpului de control al ministerului condus iarăși, să vedeți coincidența dracului, de fenechiu, nașul ei. În momentul când Fenechiu este forțat să demisioneze din cauza condamnării, doamna Cosmanciuc devine consiliera doamnei Mănescu, un alt far al cinstei liberale. Apare și prin concursurile de la Consiliul Național al Magistraturii că își trăim într-o lume normală la cap. Conform ultimei declarații de avere, doamna Cosmanciuc este șefa departamentului juridic al Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică. Bă, în informatică, de la zootehnie asta a ajuns în informatică, unde primește cam 3000 de euro pe lună, din banii proștilor. Singurul ei CV este din 2011. A fost și directoarea de cabinet al celebrului secretar de stat de la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, domnul Gelu Puiu. Gelu Puiu nu are nici el CV. Numele lui este menționat în mai multe articole legate de mafia lemnului. În 2012, un raport al Rom Silva descopera numeroase nereguli la ocolul silvic pe care acesta îl conducea. Este un apropiat al lui Flutur, unul dintre cei mai onești liberali în viață, căci și oile zboară. Lucru care probabil l-a făcut perfect pentru a fi secretar de stat al domnului Costel Alexe, fostului consilier, soțul doamnei directoare de cabinet, căci în pisicii mamilor liberalismul românesc a venit pe filiera mafiei siciliene, că altfel nu se explică. Artenis, este firma domnului Cosmanciuc Ciprian Ilie, fost asociat în mai multe firme cu Cosmanciuc Corneliu Mugurel, fratele lui. Aproape 300 de milioane în cele 174 de contracte cu statul. Asta doar cu o firmă. Nu este singura firmă cu contracte cu statul. Declarațiile de avere ale lui Cosmanciuc sunt niște mizerii. Omul dădea împrumuturi la greu în timp ce se împrumuta la bancă, cum ești normal pentru parlamentarii care în sufletul lor sunt cămătari dedicați. Colegii mei de la Watch PR, Integritate pe Bune, i-au făcut reclamație la Agenția Națională de Integritate că ce-au dovezi indubitabile că omul este impostor. Toate acestea sunt o mică, mică parte din mizerie incredibilă a liberalismului din Moldova. Rețelele de șmecher tupeiști, de corupți nemerniști, de golan vulnerabili sunt în fapt coloana vertebrală a partidului Luciucă. PSD Moldova este și mai rău. Cariera senzațională a lui Cosmanciu, care acum este la al treilea mandat în Parlamentul nostru, este cea mai bună dovadă că statul nostru este unul capturat de golani, tupeiști, care conduc politica Justiția și serviciile. Hai, zic,